sus, my friend, așa mai penserate, pe minunate. Auzi? Ia fi atent. Aș plimbă dromaderii pe acolo, câinii aia mari, nu știu cum se numesc. Mă gândeam acum, în timp ce umblu pe aici prin țările ăstora, mă rog, mă gândeam acum de ce unii oameni nu reușesc să ajungă la nivelul la care își doresc. Sau să facă ei ce vor, știi? Eu știi ce cred? O foarte mare problemă, cred că o au legat de critică. Știi? Adică încearcă să-ți imaginezi că eu, spre exemplu, aș vrea să mă fac pilot, da? De, nu știu, de zmeie, de ceva, de avion, da? Că ăsta zboară. Și zic, bă, mă pun să cercetez, să văd despre ce e vorba, unde trebuie să mă scriu, care sunt școlile de piloți. Păi zic, aici la noi în România, că aici vreau să fac performanță, știi? Și povestesc cu lumea din jurul meu, bă, fiate, m-am hotărât, las camionul, mă apuc de pilot. Îți dai seama ce impact ar avea asupra altor oameni, da? Și proporție de 90%, cred că doar 3 oameni de pe pământul ăsta m-ar sprijini. În proporție de peste 90%, cu siguranță mi-ar spune că, bă, dar tu ești sănătos, dar ce nu... Da, stai acolo unde ești, dar, no, pilot îți trebuie la vârsta asta, ești chiar cool. Înțelegi despre ce e vorba? Eu îți propun așa, nene, atâta timp cât tu ai ceva în creierul ăla, apucă-te de treabă. Nu mai întreba pe nimeni, eventual, eu mi-am mărit un pic cercul de prieteni, ca să zic așa, și sunt 3 persoane cu care, e o cacofonie, Valentina, așa, so what? Cu care, deci cu care eu mă sfătuiesc în anumite decizii destul de mari, aș putea spune. Doar până la urmă, tot cum vreau eu fac. Dar țin cont. Și spun și de ce. Pentru că sunt oameni în care eu am încredere, iar dacă tu ai încredere în cineva, trebuie să vorbești cu persoana sau persoanele respective. De foarte multe ori, aici nu intră familia. De ce? Din dorința asta de a proteja puișorul să nu i se întâmple ceva rău, nu este lăsat să zboare. Înțelegi? Și sunt puișori care la 3 ani zboară liniștiți și sunt puișori care la 25 de ani stau încă în cuib. Înțelegi mesajul? E perfect. Dacă nu, închide și schimbă și uită-te la altceva. N-are rost să-ți pierzi vremea. Atâta timp cât vrei ca cel de lângă tine, spre exemplu, să se miște, nu-l mai tot ajuta. Dă-i pace, împinge-l, da? Te rog frumos, mă ajuți cu ce? Trebuie să bag un ac, ața în ac. Ok, trebuie 2 oameni să facă treaba asta simplă, care o făcea și Pinocchio până la urma urmei, și căutând-o pe albă ca zăpada, îți dai seama ce a ieșit. Asta e altă poveste. Nu, că n-a cusut-o, mai întâi s-a ocupat de ea. Băi, fii atent. Touareg, frumoasă mașină, scumpă la întreținere, ci că ar fi de lux. Mă rog, așa o fi. Deci dacă vrei ca cel de lângă tine să meargă și să zboare liniștit, trebuie doar să îi dai anumite indicații și să se apuce singur de treabă, da? Dacă este nevoie de ajutor pentru a băga o ață în ac,
explică-i că ar putea să facă asta 100% singur și că ai toată încrederea de pe lume că va reuși să o facă. Da? Sunt anumite situații în care și eu mă întreb, bă, oare o să reușească să facă? Dar eu sunt acolo în spate și zic, a, un fleac, mă, ce vorbești, apucă-te de treabă, da, bravo, mă, dar tu la asta stai, du-te, mă, dar nu cred. Și se apucă de treabă. De ce se apucă de treabă? Pentru că are încredere în ăla care este în spate. Are încredere în cercul lui de prieteni, da? Și se apucă de treabă și reușește. Iar chiar dacă nu reușește din prima, nu este nicio problemă. Sunt acolo să-i mai spun încă de două ori în ureche, te-ai descurcat extraordinar, permite-mi un pic să retușăm treaba asta aici și hai să o luăm de la capăt, că de data asta 100 în 1000 reușim. Poate că nu reușim nici a doua oară, dar mai încercăm o dată, că nici Dumnezeu nu a făcut planeta asta deodată. Înțelegi ce zic? Tu trebuie tot timpul să fii sprijin. Așadar, dacă tu vrei să te faci șofer de ce vrei tu, vorbește doar cu oamenii în care ai foarte mare încredere și ei cred în tine. Știi de ce? Eu dacă îți spun ție că eu vreau ca peste 3-5 ani să fiu pilot de avion, tu o să spui nu și spun și de ce. Că tu te raportezi la problema asta în individual, adică exact lipită pe tine. Adică tu știi că nu ai putea sau nu ți-ar plăcea să fii pilot de avion și automat o să-mi dai un răspuns construcției tale negativ pentru mine. De foarte multe ori când trebuie să iau o decizie care este mare, ca și asta care a fost că am plecat aici afară, îmi iau, poate că uneori îmi iau prea multe măsuri de precauție și mă gândesc la foarte multe lucruri. Aici nu este vorba despre frică, este vorba despre a prevede anumite lucruri. Poate că nu este ok cum procedez. De asta am și apelat la grup și am zis, frate, care-i treaba aici? Ce facem? Cum fac? Că uite, aia e albă, aia e neagră, dar dacă îmi dă două bile albe aș mai sta, dar dacă nu aș pleca. Înțelegi? Despre asta este vorba. Băi, ăștia murdăresc mașina, trebuie să merg mai încet. Deci atâta timp cât tu vrei să faci ceva și să reușești într-un anumit domeniu, eu cred că asta este piedica cea mai mare pentru foarte mulți oameni. De frica asta de ce o să zică lumea.